Am fost învățați să nu vorbim cu străinii, am acumulat tot felul de anxietăți ca și copii. Scosul la tablă în sistemul nostru nu e neapărat o experiență plăcută de cele mai multe ori și atunci, lucrând foarte mult cu adulții, am resimțit această anxietate de a vorbi în public destul de puternică. Părerea mea este că oricine ajunge într-o funcție înaltă în acest stat trebuie să facă obligatoriu un curs de public speaking. Că e europarlamentar, că este membru în guvern, nu poți să-ți reprezinți țara dacă ai niște deficiențe de comunicare. Și doi, tot timpul învăț pe cursanții mei că ați citit speech-ul, nu este public speaking și este o lipsă de respect față de cei în fața cărora te adresezi. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la O inimă cu minte. Există trei moduri de a trăi. Fie îți asculți inima, fie îți urmezi mintea, fie urmezi o inimă cu minte. Pentru că astăzi vorbim despre un subiect care are mult de a face cu această îmbinare între inimă și minte, vreau să introduc acest subiect pentru că nu ai cum să reușești dacă nu ai aceste două împreună, inima și mintea, emoția și rațiunea. Vorbim astăzi despre public speaking, împreună cu Amalia Sterescu, care este leadership consultant, personal branding strategist și public speaking coach. Amalia, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Tu ai o experiență mare în domeniul acesta al managementului și al chiar și public speaking. Ești practic prima, ai înființat prima școală de public speaking din România. Uh-huh. Și mă bucur să te avem cu acest subiect la O inimă cu minte. Și de asemenea, tu ai un proiect foarte drăguț, Speaking Hero, Public Speaking Hero, și se referă la copii, da? Așa e. Așa. O să vorbim imediat despre lucrul acesta, însă înainte de a intra în subiect și de a vedea cum stau lucrurile cu public speaking-ul, de ce este important și cum folosim public speaking-ul în experiența noastră și în cariera noastră, o să te întreb când ai început tu să vorbești în public și cu ce ocazie, dacă ți-aduci aminte care a fost startul. Eu obișnuiesc să spun că viața ne scoate mereu la tablă și nu contează când am început, a fost acum foarte mult timp, pentru că da, a trebuit să fac prezentări de business, a trebuit să comunic vești bune, vești proaste, să comunic strategii și asta se întâmpla în lumea corporate, acolo unde am lucrat vreo 16 ani. Public speaking cu adevărat am făcut în momentul în care am făcut tranziția la antreprenoriat și mi-amintesc și acum că în primul meu an de antreprenoriat am fost speaker la vreo 27 de conferințe. Și analizând speech-urile mele, înregistrările video, mi-am dat seama că eram scorțos corporatistă și că mie nu mi-a plăcut și am spus ăla nu e public speaking, mai ales că fusesem în Statele Unite la tot felul de conferințe mari, știam ce înseamnă de fapt public speaking, atunci m-am dus și m-am instruit, în primul rând pentru mine. Și ulterior am ajuns să fac asta și pentru clienții mei, după înființarea Public Speaking School, pentru că este nevoie, pentru că sistemul nostru educațional nu ne expune. Am fost învățați să nu vorbim cu străinii, am acumulat tot felul de anxietăți ca și copii. Scosul la tablă în sistemul nostru nu e neapărat o experiență plăcută de cele mai multe ori și atunci, lucrând foarte mult cu adulții, am resimțit această anxietate de a vorbi în public destul de puternică, motiv pentru care lucrăm unul la unul, lucrăm în programe de training și lucrăm cu copiii. De ce? Pentru că dacă reușim să sădim de la început curaj și încredere, atunci adulții de mâine vor fi mult mai buni comunicatori. Cum stă România la public speaking față de alte țări? Sau există în alte țări programe speciale la nivel de stat, de educație formală? Este vorba de sistemul educațional în sine.
curicula britanică, de exemplu, sistemele Cambridge, care sunt în toată lumea, practic, numai în UK, au acest mod de a pune copiii să lucreze în proiecte, de a face prezentări în fața grupului, de a lucra în echipe. Deci maniera de lucru îi expune la situații de public speaking. În America se studiază public speaking, n-aș putea spune că, mă rog, chiar din școala primară, dar se studiază, mai ales în sistemul privat. Sunt culturi mai expuse la acest lucru și asta îi ajută. Noi încă ne educăm, noi încă înțelegem de ce e important înainte de a face pași concreți. Sigur că în ultima vreme, în ultimii ani, abundența evenimentelor de business ne-a pus față în față cu speakeri renumiți și am mai văzut cum se face. Și am mai reușit în această manieră să ridicăm ștacheta publicului din România, pentru că și aici avem lipsa de educație. Exact. În sensul ăsta trebuie să conducă și la educarea publicului. De ce? Pentru că trebuie să-ți dezvolți acele criterii de exigență care să te ajute să apreciezi un speaker și să înțelegi când ți se dă valoare cu adevărat și când doar te-ai simțit bine. Mm-hmm. Dar n-ai plecat de acolo cu o idee care să te ajute în viața ta sau în business-ul tău. Exact. Și atunci tu ai înființat această școală de public speaking din România. Mm-hmm. Scopul tău mai departe cred că este unul mult mai mare și cred că te-am văzut la unul dintre videourile tale pe YouTube, mm-hmm, în care spui că îți dorești să introduci în curicula formală acest domeniu, da? Cum este? Știi, ăla e un vis mai vechi. Da. Unde, cum să spun, a pornit în 2015. Uh-huh. Mi-am dorit foarte mult să introduc public speaking în școli, în școlile publice. Și am instruit atunci 100 de profesori din școlile publice ca voluntar. Am mers în liceele din București. Am făcut sesiuni de Skype cu profesori care îmi cereau asta să facem din tot felul de orașe ale țării. Pentru că e nevoie. Am întâlnit oameni, profesori doritori și am întâlnit oameni de la minister mai puțin doritori. Miniștrii s-au tot schimbat și până la urmă recunosc nu că am renunțat, pentru că am găsit o maniera mea de a continua acest proces prin programul Speaking Hero. Și îmi doresc ca eu personal și echipa mea să instruim cât mai mulți copii din țara asta în public speaking, în programe formale sau în programe de voluntariat la solicitarea diverselor școli, pentru că îi ajută. Uite, am încheiat în weekend un nou program Speaking Hero și este uimitor cât de rapid progresează copiii. Este mult mai ușor să se dești încredere unui copil și să-i spui poți. Adultul are mai multe experiențe peste care trebuie să treacă și mai multe reparații poate de făcut acolo în interior, dar unui copil poți să-i dai aripi și dacă poți să-i dai aripi și poți să-i dai încredere asta, atunci cred că poți să soluționezi mai multe probleme acționând așa. Cât durează programul Speaking Hero pentru copii? Depinde. Sunt programe pe care le-am implementat într-o singură zi și necesită prezența copilului practic 8 ore și apoi există un club de public speaking unde se pot exersa. Sau există programe care sunt de seară, deci practic după ce copiii ies de la școală, 2 zile vin la acest curs, iar în a treia zi dimineața, sâmbătă, facem o mini-conferință împreună cu invitații lor și au ocazia să demonstreze ce au învățat. Ce frumos! Da. Vârsta pe care Am testat cu grupe de la 8 la 10 ani, nu mai devreme. Am făcut și la clasa a doua, asta a fost așa în săptămâna altfel, însă am observat că cele mai bune rezultate le-am cu copiii de la 10 la 14 ani. Uh-huh. Pentru că ei sunt dornici. Cu adolescenții mai târziu foarte greu îi conving părinții să meargă la un curs de public speaking. Grupa asta 10-14 ani sunt încă destul de receptivi și vor să-și învingă anxietățile cumva și încă se lasă ghidați de părinți și acceptă să vină la un curs. Că e foarte important să vină și de la ei. Nu să vină numai de la părinți. E foarte important. Abia aștept ca băiețelul meu să ajungă la vârsta respectivă să vină la un Speaking Hero. No. Bun, hai să revenim la adulți sau la tinerii din ziua de astăzi, okay, pentru că ei au o nevoie, ei pășesc în corporații, ei pășesc într-un loc de muncă, vor să-și deschidă o firmă sau așa mai departe. Cum folosim public speaking? Pentru ce? La ce ne ajută? Sigur că
tot timpul le spun celor care vin la acest curs că public speaking nu înveți numai pentru că ți-ai propus să devii un public speaker profesionist. În România suntem încă la început. Nu există public speaker profesioniști, adică oameni care să trăiască din asta. Numai din asta. Nu există. Da? Și chiar și în afară, ca să ajungi să faci asta, ai nevoie de 10-15 ani de expunere, de mers pe diverse scene, astfel încât la un moment dat lumea să-ți aprecieze valoarea și să fii plătit pentru asta. Da? Uh-huh. Ne ajută pentru că sunt multiple situații în care trebuie să te ridici în picioare și să-ți expui punctul de vedere. Ne ajută pentru că e important să ai curaj să ieși în față și să ai claritatea ideilor și a argumentației și să știi să rămâi memorabil în fața celor care te ascultă. Pentru că asta te ajută să te diferențiezi din cei 3.000, 4.000, 5.000 de angajați cât are poate o corporație în țara respectivă sau poate la nivelul regional. Pentru că te ajută să-ți accelerezi cariera, pentru că este unul din motoarele care îți pot accelera cariera, pentru că te ajută să ieși în față și astfel să fii vizibil, pentru că te ajută să fii un bun manager, pentru că atunci când ne conducem echipele, le conducem prin puterea cuvântului și pentru că așa ne motivăm oamenii, prin puterea cuvintelor. Și dacă nu ai această abilitate de a ieși în față și de a le da energie și de a le da încredere și de a le da direcție, mai ales și viziune, nu ai cum să fii un lider. Și nu ai cum să ajungi din punctul A în punctul B și să-ți aduci și echipa acolo. Deci este un complex. De altfel, în studiile recente ale celor mai mari universități, competența comunicare devine una din competențele esențiale în acest secol, chiar dacă avansul tehnologic este așa cum este și vorbim de artificial intelligence și de tot felul de alte lucruri. Soft skills, competența comunicării rămâne cea competența de bază care va face diferența între noi și mașini. M-am gândit zilele acestea când s-a întâmplat lucrul acesta, ca această abilitate să devină una dintre cele mai importante și căutate. Și într-adevăr am avut era industrială în care probabil n-a fost atât de mult căutată această abilitate. Însă pe măsură ce ne-am mutat spre o tehnologie a comunicării și în care ne-am mutat de la șefi la lideri, dar am avut nevoie din ce în ce mai mult de această abilitate de vorbit în public. Și mai altceva. Să nu uităm de dimensiunea globală, da, în care ne desfășurăm business-urile. Pentru că dacă îți gândești business-ul în afara granițelor României și nu te mai limitezi să-ți gândi business-ul la nivelul regiunii în care funcționezi, atunci te gândești că prin comunicare, că este online, că este video, că este social media, că este face-to-face, poți să ajungi în orice colț al lumii. Și atunci trebuie să fii capabil să te exprimi clar în limba engleză, dacă se poate, și să poți să ții cont de diferențele multiculturale ale audienței care te adresezi. Da? Deci e foarte important. Eu zic că importanța abilităților de a te exprima în public vine și odată cu această latură, faptul că ne facem business-ul global. Cel puțin eu am fost expusă la business-ul global și spre asta tind. Spre a-mi duce business-ul la următorul nivel, care înseamnă internaționalizare, înseamnă a depăși granițele acestei țări. Săptămâna trecută sau când o săptămână am fost în San Diego, am făcut public speaking acolo, în curând o să merg la Praga și așa mai departe. Deci lucrurile astea, granițele sunt doar în mintea noastră. Exact. Pentru că ai spus despre a vorbi în limba engleză, mi-este imposibil să nu mă gândesc și să-mi aduc aminte de un demnitar român care a stat cu foaia în fața unui public străin și se chinuia să citească și să buchisească în limba engleză. De multe ori cei care încearcă să țină un discurs se blochează și zic așa, decât să mi se blocheze mintea, decât să nu mai știu ce să spun, mai bine ies cu o foaie în față, decât să mă bâlbâi, mai bine ies cu o foaie în față. Și atunci cum pot să trec peste aceste inevitabile, să zic, bariere ale timidității sau probabil trac de vorbit în public? Sunt două aspecte pe care vreau să le comentez apropo de ce ai spus. Demnitarul care citește pentru că nu se poate exprima limba engleză. Părerea mea este că oricine ajunge într-o funcție înaltă în acest stat,
trebuie să facă obligatoriu un curs de public speaking, că e europarlamentar, că este membru în guvern, nu poți să-ți reprezinți țara dacă ai niște deficiențe de comunicare. La standardele în care se face politică în lumea de astăzi. Și doi, tot timpul învăț pe cursanții mei că ați citit speech-ul nu este public speaking. Și este o lipsă de respect față de cei cărora în fața cărora te adresezi. Pentru că asta înseamnă că tu nu ți-ai luat timpul necesar de a te pregăti suficient, astfel încât să poți să rostești, să vorbești liber 10, 15 minute sau 20 de minute cât îți este alocat. Deci pregătirea este cheia, pregătire obligatorie, mai ales pentru demnitari, da? Și exercițiu. Apropo de cum să-ți învingi spaima, stai că mi-au furtia pentru că uit, da? Repet, indiferent de natura, de miza speech-ului respectiv, sigur că acum pentru demnitare există și promptere, adică înainte nu existau și țin minte că, mă rog, dacă ascult speech-urile lui Kennedy și așa mai departe, se citeau, asta era moda veche, da? Acum se pune foarte mult accent pe interacțiunea cu publicul. Păi cum pot să interacționez cu publicul dacă ochii mei sunt într-o hârtie în loc să fie la ei? Absolut. Deci este absolut esențial să poți să interacționezi, să poți să cuprinzi cu privirea cât mai multe persoane din sală și ca să ajungi acolo și să nu mai fii în mintea ta, ci să fii acolo cu ei, pentru asta ai nevoie de exercițiu. Pentru că public speaking, dacă nu le exersezi, regresezi sau rămâi la stadiul la care ești acum. Și atunci, ca să-ți învingi spaima, în primul rând trebuie să te pregătești. În al doilea rând trebuie să ai grijă ce mesaje îți livrează piticul de aici. Mintea. Pentru că mintea de multe ori devine propria noastră barieră. Și dacă înainte de a pune piciorul pe scenă sau de a fie la această emisiune, mesajele pe care ți le livrezi sunt, vai, o să mă încurc, o să greșesc, cine m-a pus să accept lucrul ăsta, nu faci decât să te setezi pentru insucces. Mintea ta trebuie să fie aliatul tău și nu dușmanul tău. Al treilea rând trebuie să înțelegi fizic ce face surplusul de adrenalină corpului tău, pentru că asta se întâmplă în momentul în care ești în fața oamenilor și brusc vezi acele sute de ochi ațintite asupra ta, creierul spune pericol, ești în pericol, da? Și automat se declanșează acel reflex, te lupți sau fugi. Da? Cum fac față valului de adrenalină? Păi ce fac? În primul rând trebuie să mă pun puțin pe pilot automat, am nevoie de 3 secunde demonstrat științific, să absorb acest efect. Și atunci pot să-mi spun prima frază pe de rost, de exemplu, da? Pentru că îi dau corpului meu șansa să se acomodeze cu ce se întâmplă acolo și apoi, dacă am și un vizual, mă ajută și deja ies din zona de emoții și accesez zona de expertiză, da? Și apoi, este foarte important să pun lucrurile în perspectiva corectă. Este doar un speech, nu depinde de el nici să... Bine, dacă ești demnitar, depinde soarta acestei țări, de a spune instruiți-mă, oameni buni. Dar dacă ești un profesionist, da, și miza este o miză, hai să zicem, medie, da, până la urmă te gândești că trebuie să pui lucrurile în perspectiva corectă. Nu depinde de acel speech, nici viața ta, nici sănătatea ta, familiei tale, este doar un speech. Și dacă ți se întâmplă să te poticnești, nu-ți cere scuze pe scenă, pentru că lumea poate nici n-a observat. Sunt acele momente care de fapt te fac să fii un speaker experimentat. Toți speakerii experimentați au avut pățanile lor și eu am avut pățanile mele și povestesc cu drag despre ele la cursuri, pentru că nu se poate. Speech-ul perfect nu se construiește așa brusc. M-am trezit eu că vreau să fiu public speaker. Nu. Ai în spate o serie de lecții pe care ți le-ai asumat, te-ai autoevaluat, ai învățat din ele și apoi te-au făcut să devii din ce în ce mai bun. Scuze-mă, mi-am adus aminte ceva din cartea ta. Așa. Pe care am citit-o zilele acestea. Mulțumesc pentru această carte. Spuneai la un moment dat că eșecul nu este opusul succesului, ci face parte din el. Și mi-a plăcut lucrul acesta. Vreau să vorbim puțin despre cei care sunt introverți, introvertiți, care spun, mie nu-mi place să fiu în față, mie nu-mi place. Pe lângă faptul că ei pierd ceva și ai spus ceea ce pierd, că nu se pot afirma, nu pot să iasă în față, nu pot să fie observați și nu pot să fie observate calitățile lor, mai este o problemă. Susan Cain spunea, cea care a scris cartea Power of Introverts. Puterea introvertiților, spunea că, de fapt,
și lumea și organizația în care ești pierde ceva datorită ție, care nu vrei să ieși în față. Dacă vrei să spui ceva. Eu am un punct de vedere aici. Eu am fost un copil timid și încă zic că sunt introvert, deci chiar dacă ți-am spus viața mă scoate la tablă în diverse situații. Eu zic așa, avantajul celor care sunt introverți este că se pregătesc mai mult. De ce? Pentru că știu că vor avea emoții și vor să-și pregătească totul în detaliu și atunci pun mult mai mult accent pe conținut și pe valoarea mesajului lor. Asta este plusul pe care îl iei de la introverți. Faptul că fiecare detaliu este pregătit, faptul că nu se vor expune aiurea fără să se pregătească și fără să aducă valoare evenimentului respectiv. Extroverții au această abilitate de a fi carismatici, de a se face plăcuți și se bazează foarte mult pe talentul lor, da? Asta înseamnă că uneori se pregătesc mai puțin, asta înseamnă că uneori poate nu pun atât de mult accent pe mesaj. O să fie superficial. Și da, la final tragi linie, te-ai simțit cu siguranță bine în prezența lor și pentru că ei și-au făcut show-ul, dar dacă e să tragi linie, ok, ce idei faine am prins eu de aici, uneori s-ar putea să ai surprize și să vezi că mesajul introverților este mai puternic decât mesajul extroverților. Este doar părerea mea. Nu știu dacă există studii în acest sens, însă asta este ceea ce am observat instruind oameni de 6 ani de zile. Practic 650 de oameni au fost instruiți de mine personal și cred că am câteva concluzii în urma acestui proces. Extraordinar. Da. Am văzut prezentări cu slide-uri și sunt oameni care fac aceste prezentări spunând că este vorbit în public. Așa. Însă de cele mai multe ori când urmărești astfel de mesaje, nu totdeauna te convinge. Ce lipsește vorbitului în public ca să convingă? Povestea. Povestea. Da. Deci majoritatea ies în față cu slide-uri corporatiste în spate și fac business presentations, nu fac public speaking. Da? Adică ies din birourile lor și fac ceea ce știu să facă foarte bine în zona lor profesională, să facă prezentări de business și spun asta e ideea, asta facem, așa arată și asta e. Speech-ul, un speech adevărat, un speech care să fie memorabil, trebuie să aibă o introducere de impact, trebuie să aibă povestea și trebuie să aibă acel mesaj pentru public, pentru că a fi public speaker și repet de fiecare dată când am ocazia, înseamnă să dăruiești. Înseamnă să sădești mintea în sufletul acelor oameni care te ascultă, curaj, capacitatea de a transforma ceva în business-ul lor sau în viața lor sau în cariera lor, să plece de acolo cu o idee pe care să nu o uite imediat ce au avut prima discuție cu altă persoană. Da? Deci să fie memorabil. Mulți se duc și ies în față, fie că i-a trimis organizația, forțat, fie că i-a trimis șeful, fie că, nu știu, motivele sunt multiple sau pur și simplu nu au fost expuși la ce înseamnă de fapt public speaking și le recomand tuturor măcar să se instruiască puțin și să se folosească de povești. La conferința la care am fost recent în America, deci ăsta a fost subiectul, mesajul cheie, poveste în orice, povești despre clienți, povestea ta, modul în care o spui astfel încât să poți să-ți accelerezi cariera, cum îți spui povestea în mediul online, cum îți spui povestea în public speaking, toate lucrurile astea, de ce? E simplu, adulții învață prin povești. Exact. Adulții nu învață neapărat din grafice și din citiri de slide-uri. Adulții învață prin povești. Absolut. Și atunci este povestea și emoția pe care o generezi cea care rămâne. Și atunci, practic, te ajută să fii și autentic și te ajută să ai și pasiune atunci când spui, în așa fel încât să poți să inspiri, nu doar să transmiți informații, nu-i așa? Ideal ar fi să poți să inspiri. Asta este idealul, să poți să inspiri. Pentru că altfel poți să vii să comunici ca un expert cu claritate, cu eficiență, dar ar fi așa fain să poți să generezi măcar puțină emoție, pentru că atunci oamenii vor acționa. De multe ori oamenii acționează mai ales datorită emoției pe care o resimt. Da? Motivația de care vorbeai tu înainte de emisiune vine din emoție, acolo, din, da, din nevoia de a dărui, de a transforma, de a face ceva, știi? Și atunci, atâta timp cât înțelegem mecanismele astea, nu vei rămâne un cititor de slide-uri, ci vei rămâne un speaker care reușește să inspire. Știi?
Da, mulțumesc tare mult. Da. Am ajuns aproape de finalul emisiunii și așa. Avem rubrica Inima și Mintea. Așa. Și ai aici o cutie, două cutiuțe care sunt în formă de creier și inimă. Și te-aș ruga să alegi una dintre ele, deși este artificială această alegere. Așa. În viață, de fapt, fiecare, oricare o alegem, de fapt, trebuie să găsim drumul spre cealaltă. Însă o să alegi una și înăuntru este un, să spunem așa, un text, un mesaj. Aș vrea să-l citești și să-l comentezi puțin. Ai pus pariu cu tine, oare ce o să aleg? Am mai avut un invitat anterior și prima dată am pus pariu că va alege ceva și a ales exact de celălalt. Așa că, te rog, uite, a ales inima. Așa, și trebuie să citesc. Citești și comentezi. Așa, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța că unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Uh-huh. Iisus era un public speaker. Da. De ce și oamenii erau simțeau? Public speaker. De ce oamenii simțeau că Iisus îi învăța cu putere, nu așa cum îi învățau cărturarii lor? Sigur, nu sunt poate cel mai bun comentator al textelor biblice, însă eu cred că atunci când reușești să transmiți că vorbești din inimă și că vorbești pentru că ești mânat de sentimente de iubire față de ceilalți, pentru că motivația ta este de a le face oamenilor un bine, de a dărui, da? Atunci nu ești doar un profesor care vorbește din învățăturile, din cunoștințe, din cărți, din ceea ce a dobândit, transmis de la alții. Asta este ceea ce și eu încerc să fac, practic de 6 ani de când lucrez cu oameni și fac public speaking sau îi ajut în carierele lor. Fac lucrul ăsta pentru că mă mână dragostea față de oameni și dorința de a dărui din ceea ce am acumulat până acum. Așa este și mă gândesc foarte profund la ceea ce a făcut Iisus. Practic, a deschis un drum, tocmai acesta. Și ziceam într-o emisiune anterioară că probabil cel mai puțin umblat drum pe care trebuie să-l parcurgem și probabil cel mai lung drum pe care trebuie să-l parcurgem în viața aceasta este drumul de la minte la inimă. Ca să ajungem la inima oamenilor, ca să ajungi la mintea omului și acesta este, trebuie unite cele două. Așa e. Și în public speaking cred că se potrivește acest lucru. E un pentru canal că bun. E un canal bun. N-ai cum să ajungi la inima omului dacă nu pui și tu inimă. N-ai cum să ajungi la mintea omului dacă nu le ai pe cele două unite. Așa e. Mulțumesc tare mult că ai fost cu noi și că ne-ai împărtășit din experiența și înțelepciunea ta. Dragi prieteni, suntem la final și vă doresc ca atunci când vă veți gândi să ieșiți în față și să spuneți ceva, nu uitați ca să vă folosiți mintea înainte, ca să vă pregătiți și atunci când sunteți în fața oamenilor, faceți ca inima voastră să fie cu minte. Da? O inimă cu minte. Vă aștept și data viitoare, numai bine!